și Partea Românească și Noua Dreaptă. Și salut pe toată lumea, de fapt, pentru că ar trebui să vă iau acum așa să vă prezint, dar o să ne rezervăm plăcerea de a discuta la o cafea mai, ceva mai târziu personal. E o mare bucurie pentru mine, nu facem punți de data asta, dar este pentru mine o bucurie extraordinară să pot să îmi arog alături de Lazar Lădariu calitatea de gazdă a celor de la Partidul România Unită. Avem societatea Flamiancu? Știu, dar acum vorbeam de musafir, că noi suntem acasă. Prezentată aici. Așa, așa. O să te las, Marius, după aceea să prezinți tu. Deci avem aici staful, avem un careu de ași, se poate spune, așa, careu de cinci. Deci, no, mai și glumim acum. Cred că Bogdan Diaconu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Echipul lui este pe toată ziua, bună ziua, pe internet, pe site, pe televizor, aclamat, înjurat, pentru că mi se pare normal ca cineva care chiar reprezintă ceva să n-aibă numai prieteni în momentul în care toată lumea te laudă, nu e în regulă. Avem, deci, președintele Partidului România Unită, Bogdan Diaconu, de față, domnul avocat Vlad Hogea, o mai veche cunoștință a noastră, nu știm de mult, este un tânăr jurnalist puternic, o voce distinctă, un om cu care chiar mi-a făcut plăcere să lucrez în anii care, din urmă, care au... Cine știe, suntem aici, de fapt, foști pe uneriști, suntem foști membri PRM. Dumneavoastră știți mai bine lucrurile din interiorul fenomenului, nu le comentăm sub acest aspect. Vlad a fost la PRM, acum a deputat este... două mandate. Exact, așa. Oamenii își iau în serios rolul de a ridica țara. Este un lucru foarte important. Important e faptul că ei sunt tineri și că sunt conștienți și că nu au făcut compromisuri, că au știut să riște pentru a schimba fața lumii și fața țării și cu gândul la viitorul nostru. Avem acolo un personaj extrem de interesant pe care eu îl respect, îl apreciez, chiar dacă îmi permit să mai glumesc așa cu el. George Rocea e iarăși un jurnalist extraordinar de puternic. Bătrân jurnalist și fondator al Vederii Românești. Ca să vezi că bucureștinii sunt și fondatori la acela. Da, păi și eu sunt bucurești încă. Vedeți? Așa, bă. A fost la Casa Scriitorilor, mi-a plăcut, v-a trebuit la București. Nu. A fost cel care a scris la totul și care, dacă nu știați, v-a trebuit să s-a la Timișoara. De bune. După aia, înființarea în acte, s-a în altă parte, la Timișoara s-a inițiat prima manifestare. La Vedere Românești, care a fost o chestiune ad hoc spontană, respectiv o cafetea în masă, între studenții mai rămâneșeni, prin care am aflat și eu, ca și era la modă, și RDMSZ, organizată de tineretul ungurilor, care au pus niște banneri. Da? Deja credeau că s-a rezolvat la Timișoara. Asta a fost în februarie. Dar după aceea au urmat toate astea cu Mureșe și cu București. Dar inițial programul este la studenți care s-au văzut parte în parte cu unguri. Da. Maramureșenii, cum îi știți, au izbândit, deși erau doar 6, erau 20. Și ne-am adunat și zis ce să facem. Am căutat unul mai vechi, s-a găsit boatra, după aia s-a fundat, s-a făcut altele. Și o aveam pe Elia, serios. Da. Pe vremuri. Acum a luat-o mai și cineva. Au dispărut toate clădirile, tot ce era. Da. Da. Discutăm după aceea. Bine? Și nu știu dacă e cineva care nu-l cunoaște pe Paratiu Șerb. Poate mulți nu mai își amintesc de mine. Sau mulți nu mai amintesc. El a fost la tineretul Comunia Mare. Am fost consilier județean în 2004. Aici, eu sunt reghinean și mureșean prin adopție și acum bucureștean prin adopție. Așa.
Ce vreau să vă spun? Eu nici n-ar trebui să vorbesc, pentru că eu n-am nicio, în ziua, la această oră și în această incintă, rolul meu este pur și simplu de a vă prezenta oaspeții noștri. Eu sunt pur și simplu gazdă, cum este și la secretarul pe care îl cunoașteți toții, dar bineînțeles că noi, ca români, suntem alături de orice forță românească care pune mai presus de orice interesul național și propășirea României. Asta vrem să facem. Acolo este o doamnă, o doamnă domnișoară frumoasă, foc, Ana, care este secretara lor, dar noi știm ce înseamnă secretară. Secretară este acea persoană, este cineva secretar. Cineva trebuie să scrie, cineva trebuie să cheme pe toată lumea și cineva trebuie să mai facă și altceva, dar nu spune, nu am venit cu mine. Îl ajută pe George. Deci o să las pe Bogdan Diaconu să își prezinte mai bine oamenii. Eu îmi cer scuze că poate nu i-am prezentat așa cum s-ar fi cuvenit în detaliu. Știu despre ei cât știu din prietenia și din drag de ei, pentru că pe unii îi cunosc personal, pe alții îi cunoșteau numai de pe internet sau numai din vorbele pe care vi le mai spuneam pe Facebook. Și în continuare ei își vor prezenta și programul și intențiile. Te rog, Bogdan. Mulțumesc mult! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că suntem sub același acoperiș și că nu am încetat să fim români, să gândim și să fim românești. Cu toate că mulți dintre, probabil dintre foștii noastre camarazi, i-ați văzut renunțând și cedând la a mai lupta pentru păstrarea plătării românismului. Al doilea rând, și nu chiar în primul rând vreau să mulțumesc domnului Lazar Vrădariu și doamnei Mariana Cristescu pentru faptul că au fost niște gazde minunate și ne-au organizat acest eveniment, intrând până în cele mai mici detalii. A fost un sprijin consistent și valoros pentru ca întâlnirea noastră de astăzi să poată avea loc. În al treilea rând vreau să-mi cer scuze pentru faptul că de la multele deplasări din ultimele zile am fost la Cluj. Săptămâna trecută am constituit organizația de la Satu Mare. Sper ca în urma discuțiilor care ne inițiem astăzi să reușim să constituim și organizația de la Mureș cât mai rapid. Suntem astăzi prezenți aici într-o formulă a Comitetului de Inițiativă pentru Înființarea Partidului România Unită de la nivel național, într-o formulă restrânsă. În dreapta mea este Vlad Hogea, prim vicepreședintele Partidului România Unită și omul cu care discutam despre proiectul Partidul România Unită încă din 2011, nopțarând la telefon, înainte să îmi editeze primul meu volum publicat în 2012, cu care poartă acest nume România Unită. Deci, Partidul România Unită nu este un proiect care s-a născut în luna august, când în 21 august am anunțat o demisia din PSD, deci nu a fost inventat atunci. Este un proiect despre care discutăm de mulți ani și iată că am reușit să-l facem să se nască în aceste săptămâni. George Roncea, vicepreședinte al Partidului România Unită, un vechi luptător, adică bătrân, prefer să spun vechi, luptător pentru valorile românești, pentru valorile naționale, pentru un naționalist în adevăratul sens al cuvântului. Pe secretarul general adjunct al PRU, Horatiu Șerb, nu cred că trebuie să-l prezint, este concitadin al dumneavoastră, a contribuit și el un mandat la administrația locală sau la administrarea, din punct de vedere al urbei Târgu Mureșului. Și mă bucur că îl avem lângă noi. De fapt, vreau să vă spun un secret. Horatiu este cel care
ne-a pisat zi de zi să mergem cât mai repede, să venim cât mai repede la Târgu Mureș. Și îi mulțumesc pentru asta. Și el ocupându-se de organizarea acestui eveniment. După cum știți, în data de 21 august 2014 am anunțat o conferință de presă demisia din Partidul Social Democrat, anunțând și motivele care m-au determinat să iau această decizie, dar motivul principal a fost hotărârea și determinarea de a fonda un nou proiect politic pentru România, numit Partidul România Unită, care noi ne dorim să înglobeze și să reunească sub aceeași cupolă toate energiile care gândesc și simt românește. Încă marea problemă a naționalismului, a patriotismului românesc este divizarea. Și cred că o simțiți foarte bine și aici la Mureș și cum se simte peste tot în România. Cred că dacă reușim să adunăm la oaltă toate energiile patriotice și naționaliste românești, cred că suntem o forță de temut și chiar de neînvins. Și cred că acest lucru este posibil. Am reușit să reunim, ca așa, încă de la înființare, doi frați, George și Victor Roncea, care aveau o lungă perioadă în spate de mici tensiuni așa familiare. Da. Iată că am adus sub aceeași cupolă George, vicepreședinte, Victor și consilier al meu pe probleme de politică externă și în conducerea națională și redactor șef la ceea ce va fi și veți vedea că va fi lansată cât de curând revista România Unită, o revistă a Partidului România Unită și portalul de știri online romaniaunita.info. Și chiar avem o satisfacție așa chiar sufletească că am reușit să îi reunim pe frații Roncea după mulți ani. Și cred că o au și să vă spun un pic despre plecarea din PSD, că probabil mulți s-au întrebat ce se întâmplă Bogdan Diaconu, ce l-a determinat, oare ce o fi, ce substrat, ce mișmașul o fi de a ieși el din PSD ca să fondeze un nou partid politic. Când putea să stea în Partidul Social Democrat și să fie și el partea exercitării puterii și a... Adică mi-ar fi fost tare călduț să rămân în PSD, să cedez la presiunile UTMR și la solicitările primului ministru Victor Ponta de a nu mai deschide gura în a prezenta public abuzurile și gesturile și actele antiromânești pe care le săvârșea UTMR, cel puțin citez până după alegerile prezidențiale, mi-ar fi fost foarte călduț și mi-ar fi, probabil că mi-ar fi picat și mie acolo de ca la guvernat. Nu. Și nu că am ales asta în 21 august. Am ales asta în permanență pentru că îi spuneam domnului Lazar Lădariu că eu am fost crescut de la 3 luni de bunicul meu care este preot. Și cel mai valoros sfat care mi l-a dat și care mi-a rămas mie tipărit în minte a fost următorul. Bogdane, orice faci în viață, cât de sus ajungi, cât de mulți bani ai, nu contează. Important este să nu fii nevoit să traversezi pe trotuarul de vis-a-vis când te întâlnești cu cineva. Și din acest motiv, eu cu mine, în oglindă, sunt mulțumit pentru că nu am fost părtaș nici la pentru proiectul Roșia Montană și l-am combătut public deschis, fără să-mi fie teamă. Nu am fost părtaș nici în Marțea Neagră când s-au votat mângăriile acelea din Parlament. Nu am votat alături de PSD. Nu am fost părtaș în a apăra un coleg parlamentar de solicitări de justiție niciodată și se poate verifica votul meu pe site-ul Camerei Deputaților. A fost o atitudine a mea constantă și verticală și demnă cu mine, în primul rând, să fiu eu liniștit cu mine.
În mare, cam aceasta a fost, acesta a fost raportul meu cu Partidul Social Democrat și am ales, nu să renunț la bătălia cu PSD-ul, ci de-abia acum să o încep. Pentru că ceea ce face UDMR-ul, faptul că depilează cu un proiect de lege de autonomie teritorială, acum deschis, același lucru l-a făcut și la legile de europarlamentare. Nu este altceva decât consecința complicității Partidului Social Democrat și a lui Victor Ponta, care a considerat mai valoroase voturile UDMR, care, apropo, între noi e vorba, nu avea nevoie de ele pentru a asigura majoritatea guvernamentală. Considera mai importante acele voturi decât interesele poporului român. Din acest punct de vedere, nu trebuie iertat nici Victor Ponta, nici Partidul Social Democrat, dar niciun alt partid care a guvernat România în ultimii 25 de ani, pentru că să fie foarte clar, toți au făcut la fel. Toți au partizanat și au coabitat și au fost complicii UDMR. Nu putem să ne mirăm că UDMR-ul are un astfel de tupeu, obraznic chiar, atâta timp cât un proiect scris în bucătăria UDMR, acela cu steagul în Secuiești, este preluat și depus la Camera Deputaților cu semnăturile a 42 de parlamentari PSD în frunte cu Victor Ponta și Liviu Dragnea. Sigur că da. Ceea ce face UDMR nu este altceva decât rezultatul trădării partidelor politice românești, care pentru interesul de moment și de a menține sau acapara puterea politică în România, uită de interesele poporului român. Aici, la Târgu Mureș, avem un leagăn și un pol puternic al naționalismului românesc. Primul organ, prima organizație care s-a luptat deschis și a opus rezistență irredentismului și extremismului maghiar, este, din câte știu eu, ziarul Cuvântul Liber, al cărui redactor șef este încă de la înființare, domnul Lazar Lădari. Și vă mulțumesc că în numele generației mele și a noastre, pentru tot efortul care l-ați făcut în acești 25 de ani pentru a apăra românismul și interesele națiunii noastre. Avem aici născut și un leagăn al PUNR-ului, al PRM-ului, al vatra românească. Eu cred că la Târgu Mureș poate să fie poate o capitală a naționalismului în Ardeal, poate să fie cel mai puternic punct al Partidului România Unită, de la care să dăm semnalul în toată Transilvania. Pe de altă parte, din punct de vedere doctrinar, vreau ca să vă prezint câteva elemente definitorii ale proiectului România Unită. Am adoptat, cei care ați citit, cunoașteți acest aspect, am adoptat în întregime doctrina națională democrație scrisă de Nicolae Iorga și ne-am plasat pe centrul eșitierului politic. Componenta de luptă cu extremismul maghiar, pe care ne-am asumat-o și ne vom asuma, este o componentă pe care Partidul România Unită o va avea mereu în discursul public, în mesajele pe care le prezentăm. Dar nu este singura. Ne-am asumat, tot ca o componentă a programului nostru, apropierea idealului de reunire al celor două state românești de pe harta Europei. Mă refer la reunirea cu Basarabia. Dar și aceasta este o componentă. În centru platformei noastre, în centrul programului nostru, va fi componenta de justiție socială și de aceea am adoptat pe sigla formațiunii pe care o constituim acum
chipul domnitorului Vlad Țepeș, pentru că am considerat că este modul de transmitere cel mai eficient și cel mai fidel al acestui mesaj de justiție socială. Ne-am asumat, pe de altă parte, mesajul național, mesajul naționalist, dar un naționalism modern, bine ancorat în realitate și bine ancorat în toate domeniile concrete ale vieții sociale, politice și economice ale societății românești. Vom avea mesaje de foarte adevărat de ideologie naționalistă, dar naționalism economic, promovarea capitalului autohton, protejarea capitalului autohton, măsuri protecționiste, pentru că până la urma urmei societatea din de aici se hrănește, din activitatea economică care are nevoie de sprijin și de protecție. Pentru că o să puteți vorbi cu orice om de afaceri și o să vedeți o concluzie comună. În 2014 nu mai este loc de business românesc, cu bani românești, în economia României. Și aici este o vulnerabilitate majoră pe care România o va avea în următorii ani. Spunea cineva că au crescut exporturile față de anul 2000. Este foarte adevărat. Exporturile au crescut de 30-40 de ori, ca și cifră. Mai că n-au crescut exporturile noastre, au crescut exporturile lor. Nu sunt bani românești. Sunt exporturi ale unor multinaționale și ale unor societăți străine care apoi exportă și capital. Banii nu rămân aici și nu lucrează în folosul și în beneficiul poporului român. Același lucru se întâmplă și cu resurse. Se înstrăinează și se înstrăinează pe nimic. De aceea ne-am asumat ferm o poziție împotriva proiectelor gen Roșia Montană, împotriva proiectelor gen gazele de șist. Dar și o poziție fermă și categorică din punctul celorlalți de vedere al resurselor spirituale ale poporului român și a promovării valorilor creștine, tradiționale ale neamului nostru, în speță biserica, creștinismul și da, am spus-o ferm și fără să ne ascundem după deget, suntem categoric împotriva căsătoriilor între persoanele de același sex și împotriva adopțiilor făcute de către acestea. În mare, cam acestea sunt elementele care definesc, din punct de vedere ideologic și doctrinar, proiectul. Am să îl rog și pe Vlad să vă spună câteva cuvinte, după care și restul colegilor, și apoi să avem eventual un dialog, întrebări, să încercăm să răspundem cât mai bine și cât mai complet la întrebările noastre. Vlad, te rog. Mulțumim, Bogdan, pentru prezentarea aproape exhaustivă a ceea ce înseamnă România Unită. De când am venit la Târgu Mureș și nu numai, parcă revine obsedant o sintagmă. Că aici, în Mureș, românii nu sunt uniți cu românii. Că problema extremismului maghiar, în primul rând, e o problemă a lașității colective românești. Din Mureș, din Cluj, din București, din Iași, de oriunde. Că până la urmă, UDMR-ul n-ar fi fost la guvernare 25 de ani, dacă noi românii n-am fi fost atât de neputincioși prin partidele așa zis românești ca să permitem acest lucru. A trecut un sfert de veac de la evenimentele din decembrie 1989. Cu Lazlo Tăcheș, nu-i așa, scânteie care a aprins atunci flacăra unei schimbări de sistem. După 25 de ani constatăm că Lazlo Tăcheș a fost ales pe 25 mai europarlamentar pe lista Fidesz, în Ungaria. Când noi și alții spuneam că Lazlo Tăcheș e agent pe față, nu acoperit, cum e acum la modă vorba asta, agent pe față al Ungariei, lumea spunea, asta e o chestie radicală, e un extremist, lăsați omul în pace. Și acum omul ăla care a fost demnitar al statului român, înjurând România cu banii ei,
Acum e pe față demnitar european ales nu în România lui Natală, ci în Ungaria. De fapt, sunt niște pași extrem de periculoși care s-au parcurs. A fost și o carte neagră a UDMR-ului, scoasă acum un deceniu și ceva. Probabil va fi actualizată. E un manifest care a făcut pe internet 63.000 de aprecieri pe principala rețea de socializare, care a făcut 11.000 de distribuiri și care se cheamă Ne-am săturat de Ungaria. Autorul acestui manifest e Bogdan Diacon, care spunea lucrurile respective când încă era membru al Partidului de Guvernământ. Și asta, dacă vreți, a fost și ruptura prin care s-au separat două plăci tectonice în PSD. O placă tectonică a rămas acolo. Și e unită natural cu restul guvernării, adică cu partea de extremism maghiar. Cealaltă placă tectonică s-a dus unde era rostul ei. Adică spre fondarea unui partid naționalist modern. Naționalismul nu e făcut din fragmente, din așchi, din cioburi pe care le aruncăm așa pe harta Europei și pe o cronologie istorică și din când în când avem niște excepții. Nu. Naționalismul românesc are continuitate. Iar noi, Partidul România Unită, suntem partidul naționalist modern al României contemporane. Nu suntem ancorați în trecut. Ne interesează trecutul istoric. Eu sunt doctor în istorie. Între altele, coteză supervizată de marele și regretatul istoric Gheorghe Buzatu. Dar, dacă ținem la țara noastră, la națiunea noastră, la valorile noastre, trebuie să fim cu picioarele pe pământul României de azi. Pentru că, vedeți, e o mafie întreagă a retrocedărilor ilegale, inclusiv către criminal de război maghiar, și poate va vorbi astăzi în această frumoasă conferință a noastră și colegul George Roncea, care e foarte documentat și pe această temă și pe altele. Și aia e o chestiune care ne doare. Extremiștii maghiari ne atacă cu chestiuni economice. Săptămâna trecută, Bogdan a făcut o interpelare către Agenția Națională de Integritate, găsind în istoricul declarațiilor de avere depuse de-a lungul timpului de Kelemen Hunor, de liderul UDMR, niște falsuri extraordinare. Otiloverești, a defrișat pădurile României. Nu, extremiștii maghiari nu sunt curați. Ei nu sunt doar șovini. Lupta lor împotriva majorității românești și a integrității statale nu e dusă doar pe teren ideologic al secesiunii, al ținutului secuiesc, al separării, al segregării, al rasismului. Nu. E și dusă din punct de vedere economic. Au făcut bani buni pe spinarea României. Fiind aici, subvenționați și de Guvernul României, subvenționați și de Guvernul Ungariei, organizație non-guvernamentală, UDMR, care guvernează România. Paradoxurile astea, noi românii trebuie să nu ni le mai asumăm. Acesta e unul din motivele pentru care s-a creat Partidul România Unită. E o componentă, sigur, lupta cu revanșismul maghiar. Alta foarte importantă și care a fost sesizată și de ambasadele străine, inclusiv de ambasada SUA, este cea care figurează în programul nostru, platforma noastră program, lupta împotriva corupției. Și care e o temă majoră pe care noi o să o abordăm așa cum se cuvine. La fel cum ne vom raporta cu demnitate și la polul de putere care e reprezentat de NATO și de Statele Unite ale Americii și la polul de putere care este reprezentat de Rusia. Cred că noi, ca români, nu trebuie să fim nici pro-ruși, nici pro-americani, nici pro-chinezi, nici pro-unguri, nici pro-spanioli. Trebuie să fim pro-români. Trebuie să apărăm interesele naționale. În orice negociere, în orice structură din care facem parte, europeană, euroatlantică și așa mai departe. Mă rezum doar la câteva cuvinte și o să invit și pe colegii mei să continue. George, dacă vrei să... Da. Te repet, te rog. Mulțumesc mult. Nu, mă și mă ieși nici cu mine de pe mine povestea cu retrocedările. Eu am lucrat în zona asta, Covana, Harghita, Mureș, o perioadă, în care am șef la investigații pe vremea la ziua. Cunosc bine situația de acolo. Am avut o foarte bună legătură cu actualul, fiind cu avocatul Solomon, cu cei care au înființat în Covana, Harghita, niște mici redute de autoapărare față de presiune maghiară. Aici avocatul Sabău, personalizat absolut fabulos, a apărut și în cuvântul liber, a apărut mai multe publicații, se cam știe ce a reușit dânsul de facă, să facă o trecere în revistă
teribilă, cumplită, care evidențiază faptul că aproape 130.000 de hectare de pământ deja au fost date, 10.000 de clădiri deja au fost date. Deci, în ultimirea Bonfii, se știe că aici prefectura ar fi să acționeze într-un final să blocheze retrocedarea a 9.000 de hectare obținute în mod ilegal sub pretextul că familia Bonfii ar fi fost prigonită de comuniști, dar în realitate suprafața respectivă a fost ridicată pentru că a fost decretat cu un război și Năsasul a contribuit în secțiul statului. Nu e singura situație. Există cereri în total de 90.000 de hectare din partea a 6, așa de zic, și unguri, dar cum mai există cereri de retrocedare, inclusiv în Franța, nu a fost picior de unguri, vreo 15.000 de hectare. Pe lângă asta sunt clădiri, inclusiv situația cu licele din Mureș, unul dintre ele fiind construit din fondurile comunitare, din fondurile bisericii. După apariția la puterea lui Constantinescu, care noi cumva am crezut, am sperat că profesorul, n-a fost profesor, să fie un tip onest în raportul lui Iliescu, pentru că a fost mai adrapt ca Iliescu și mai ticălos și mai trebuit. Nu știam că e născut în Tichina și nu știam că biografia sa e puțin altfel, pentru că nu a prezentat-o. Nu știam că mama sa nu vorbea, n-a vorbit niciodată limba română. Nu știam niște lucruri, la mea nu înțelegeți, la vremea era, nu există informațiile de acum. Cert este că din acel moment am început cu Vasile Lupu, Cristina cu pădurile, sunt solicitate suprafețe de pădure mai mari decât are România astăzi, în total, cu peste 6.000 de hectare. Și nu e vorba, în principal, este vorba de organizațiile cultelor, ori există secretări încă de vreme o discuție cu Cultul, dar arată că și reluat după aceea profesorul Straturat, care am uit, în alt istoric, care arată că, în cea mare parte, de exemplu, proprietățile revendicate de Vatican via Biserica Română Catolică, în condițiile în care diferența de statut între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, care puțin nu o cunoaște, este că proprietățile în cadrul bisericilor ortodoxe, toate cele 17 ortodoxe, aparțin comunităților. În cazul Vaticanului, care este și stat, proprietățile aparțin direct statului. Așadar, eu am avut aici dreptul usufructuar, nu au avut drept de posesie, au transferat dreptul usufructuar în drept de posesie și în felul acesta, 10.000 de hectare, mii de clădiri, au fost transferate complet ilegal, începând cu perioada 96, dar și înainte, și după care, în viteză, în perioada de acum, recent. Avem chiar situația cu biblioteca din Alba Iulia și cu fantastica povestea Codex Aureus, pe care Ponta a livrat-o gratis, practic, fără niciun fel de astfel parte colecția de imprimaturi și clădirea în sine. Codex Aureus este o carte extraordinară, una dintre cele mai importante imprimaturi din lume, cu care Ceaușescu a garantat împrumuturile la femei, la vremea respectivă. O valoare inestimabilă, nu există preț, nu se poate calcula prețul. E bine, recent Ponta a rezolvat și cu această temă. Evident, în goana de a obține suportul cu demersul ca toți ceilalți alte grupări, e dispusă de a tot. Eu cred că există o singură soluție, dacă nu reușim noi, ca organizație, ca formă de comunitară, de adunare împreună, ne vor termina pe toți, dintr-un motiv foarte simplu. UDMR-ul a dovedit că lucrează ca ONG, este un ONG, deși primește bani la statul român și ca partid, dar și ca ONG, a dovedit că lucrează cu o precizie militară, cu organizarea unor nuclee de achiziția proprietăților pe o parte, cu alte grupuri care, în plan cultural, participă la ce se numește și este definit ca de prin 2000 și ceva, război axiologic, adică un tip de război cu alte forme, pe care definește sociologia contemporană, este o nouă formă de acțiune distructivă la adresa statului și comunităților, definită de școala de sociologie la Copenhaga, care a plecat la tema securității societare. Dar povestea este mai veche. Fac acest mic excurs teoretic, ca să înțelegeți cât de ce precizie și cât de bine se lucrează pe această zonă. Chiar mai bună, cum a zis Ministrul Culturii, 98% din fondurile românilor au fost dirijate, doar în 20 de câte o determinată, și în principal către așa este capelașe și diplomași și celorlalți. În restul țării, acum nu se cheamă armată. Dar au mai făcut și altceva. Au procedat la o destructoare a rolului naționale și au încercat, au și creat deja prin interiorul României, ceea ce se numește avansul de frontier intern. Adică, odată, au cumpărat pământul și au pus piciorul pe doi. Au luat centrele orașelor și au pus piciorul în felul ăsta cine cărează într-o orașă, într-o fortăreată, într-o de la felul, practic, ocupată. Trei, la nivel simbolic, a difuzat în mintea românilor ideea că ei sunt de neînfrânt și că, de fapt, românii sunt nimic și au dreptul doar
să traverseze strada și atunci când nu-i apără nimeni. Ceea ce până la urmă, într-o anumită măsură, este adevărat. Dar totuși, noi suntem mai mulți. Doi, noi suntem mai inteligenți. Ca educație, ca formație. Trei, cel mai de se face în Ceaușescu. Au reușit să se organizeze politic din prima zi a ucidului Ceaușescu. De fapt, Dumnezeu s-a înființat mai devreme, la 16, înainte la Ceaușescu să fie implicat, fondatorul Sfântul Domnul Popular Chiera Cale și Ion Ilescu, de cei care nu știu, Ion Ilescu sunt membrele fondatori. Programul care a început atunci este definit nu doar în documentul de așeze revizionist al evidențismului maghiar, aici vreau să o completare, rog o completare, poate de colegii mei, este politica de stat a Budapestei și citez cuvintele fostului de externe al Ungariei, Gedor Zsigmondy, acum 18 ani de zile, care s-a referit cu foarte mare exactitate la recuperarea, și au spus, recuperarea bazinului economic al Transilvaniei, fără de care Ungaria s-ar prăbuși. Și este un proiect care în perioadă a fost scris prima oară în 1936, aparține armatei regulate, nu este armatei regulate la Budapeste, nu este mai știu ce formațiune, niște redentini, niște extremiști de la coada vacii, niște nebuni, cum e organizația micilor întreprinzători fermieri din Budapesta, care au devenit vacia, s-au turnat cu toții din joc. Nici vor, este o politică de stat, Budapesta, dacă nu reușește să se întoarcă în această zonă cu forță, se sufocă. Tot ce înseamnă baza economică se află aici. E, această politică este susținută în mod sistematic în Moscova, adevărat sovietică că și astăzi. Prima vizită lui Ceaușescu la Brejnev, care a ridicat problema Basarabiei, pentru că trebuie să respecte 22 de ani, convenția fost amnistită, prevedea dreptul basarabenilor ca prin plebiscit, prin referendum, să opteze dacă se întorc sau la România. Când a ridicat această problemă, în secunda 2 Brejnev a spus da, bine, dar Transilvania, și în acel moment s-a declanșat o operație foarte vastă, documentată în vreo 6.000 de pagini de istoric american, Larry Watts, care este și profesor la Universitatea la Universității București, unde am trecut și eu cumva, și care arată cum un aparat gigantic de propagandă, de influență și de terminarea României în plan internațional a fost pus de atunci în aplicare de Moscova, folosind ca pârghie principală Budapesta. Eu asta vreau să subliniez. Nu există extremism maghiar, nu este redentism maghiar. Este politică de stat a Budapestei, susținută de statul rus, fie ca sovietic, fie statul rus actual. Asta înseamnă că încă o dată ne aflăm, noi ca români, într-un punct de impact a unor imperii, mai sunt și alte imperii care se află spre Ungaria, la care se raportează. Fosta mitele Europa, care bună parte din intelectualii, sau pol intelectualii din Cluj, din Ardeal, de aici se raportează, adică Viena și Budapesta, în partea cealaltă a însemnat Moscova. Noi, la mijloc, care nu trebuie să supraviețim cu aceste imperii, o leacă de inteligență. Dacă unii au reușit să organizeze în felul ăsta, fără ca ei să fie atât de inteligent, după cum se vede, totuși, cred că putem și noi, așa cum suntem, generația noastră și generația celor care mai în vârstă, care au luptat de foarte mulți ani, să ne adunăm, să ne reunim și să construim un concept la care noi deja am făcut un desert. Mulțumim, George. Da, eu o să vă spun doar două cuvinte. Odată îi salut pe oameni pe care îi știu de aici, pe domnul Florino Proescu, care este președintele Petrei de atâția ani, pe domnul Gabriel Țăru, fost prefect al județului, pe domnul senator Pop Dumitru. Și să vă spun doar atâta mai, cred că mai trebuie spus. Dacă plecăm de la numele nostru România Unită și dacă ne întoarcem puțin în timp, în 1990, și revenim în actualitate, ne dăm seama că forța pe care a avut-o Vatra Românească în anii 90 nu mai are în acest moment. Dacă ne uităm la PUNR, care a reprezentat un partid important al României, nu mai există. Dacă ne uităm la PRM, care a succedat PUNR-ului pe linia asta, e divizat, e reprezentat în momentul ăsta de doi lideri care nu mai sunt de fapt reprezentativi pentru naționalismul contemporan. Trebuie să ne gândim că e momentul reunirii forțelor românești și de încetarea unui război interromân. Să ne întoarcem fața către adevăratul dușman, care în momentul ăsta, în zona Ardealului, este cu siguranță extremismul maghiar. Mulțumesc mult, Horațiu. Vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat întâlnirii. Mulțumesc că suntem împreună. La ora 17 avem programat o conferință de presă. De aceea o să... Facem o scurtă pauză. Da.
Nu, dacă îmi permite. Mă rog. Normal este și așa. Solicit ca să comunicați între dumneavoastră, să țin legătura prin domnul Lazar Vădălaru, pentru că în cel mai scurt timp, din acest comitet de inițiativă, din acest nucleu, din această întâlnire, să se nască cât mai repede organizația teritorială a PRU Mureș. Domnul Lădariu, vă mulțumim mult pentru tot și vă ascultăm cu respect. Domnule președinte, diaconul, prieteni, Vlad Bocea, George Bocea, Șer, dragi prieteni, vreau să încep cu un moment un pic mai neplăcut. Discutam cu domnul diacon, înainte de a urca scările spre această sală, că în lunile ianuarie, februarie, martie 1990, dădeam pe prima pagină a ziarului Cuvântul Liber următorul anunț. Români, mâine la ora 17 ne întâlnim la Polivalentă. Iar acolo erau 10-15 mii de români mureșeni. Acum facem mereu apeluri, dăm și de 4-5 ori uneori un apel. Și vedeți ce se întâmplă. Iată, domnul Țâru, post-prefect pe ORR, domnul Florin Oprescu, care am la 8 februarie acolo, în față la 15.000 de oameni, am făcut vatra românească, domnul senator Dumitru Popsu, martor. Domnule Deacu, se întâmplă ceva cu românii noștri, dar nu în sensul bun, ci în sensul rău, aș spune. Îmi pare rău. În discuția dinainte am și concluzionat ce se întâmplă. Îmi pare rău. Încrederea a fost înșelată. Doamnelor și domnilor, știți destul de bine că în 24 octombrie 2008, pe prima pagină a ziarului Cuvântul Liber, ne-am dat demisia din tot ceea ce înseamnă politică scârboasă românească. N-am vrut să mai stau în mizeria aia acolo. Din Consiliul Național până în Consiliul Județean. Deși am fost ales ca și Consiliul Județean, nu de un partid, ci de românii din acest județ. Și am spus atunci un lucru pe care îl repet. Nu voi mai intra în partid. Noi suntem organizatori și o fac cu mare bucurie atunci când e vorba de interesul național și de să luptăm împreună pe această baricadă a adevărului și a interesului național într-adevăr. Spunem atunci, nu vreau să mai fac nicio politică, totuși fac o politică. Politica poporului meu, sunt membru al partidului meu și politica interesului național și politica culturii românești. Și asta o fac de atunci. Am vrut să fac această precizare. Domnule diaconu și dragi prieteni, aș vrea să spun ce nu dorim la ora actuală. Iată că nu intru, e programul dumneavoastră și nu intru. Dar ca român, ce nu dorim? I-am mai spus ceva bine așa. Nu mai dorim, mai ales aici în Târgu Mureș, să mărșolească pe străzile Târgu Mureșului husarii cu pireturi, care să provoace jandarmeria română cu fel de fel, și cu bâte, și cu fumegant și așa mai departe. Nu mai dorim așa ceva. Nu mai dorim să fie înjosită limba noastră românească și asta ne puteți folosi așa. Limba noastră românească. Limba românească să fie acasă stăpână. Ca nu cumva vreodată să ne dăm seama că, iată, limba noastră românească este mai mică decât harta României. Să avem grijă că dacă vom merge așa, vom ajunge acolo. Să constatăm că suntem prea târziu. Guvernanții de azi, domnule diaconu, că noi colaborăm. Ne-am lămurit. Somnoroase, păsărele și așa mai departe. Îmi pare rău, pentru că știți că eu am făcut campanie vreo 10 ani
N-am atacat pe nimeni niciodată. M-am dus cu programul meu și vă dau un singur exemplu. Cu Mircea am dus o bană. El era la PD, atunci nu era PD, eu eram pionere și apăream pe aceeași scenă, așa ca doi prieteni, eu spuneam poezie și el cânta. Așa făceam noi campanie, așa știam de să fac campanie atunci, neatacând pe nimeni. Domnule Diaconu și dragi prieteni, este nevoie aici, în Ardeal, de un partid naționalist. O spun verde. Cine ne apără interesele? Noi trebuie să ne apără. A fi naționalist și patron român nu înseamnă a fi împotriva cuiva, nu înseamnă a urâi pe cineva, ci ați apăra țara, pământul, vatra strămoșească. Să fie foarte clar acest lucru. Nu a urâi pe cineva cum, o, naționaliști, ce? Culmea că o spun unii români. Din păcate. Din păcate. Naționalist în Europa. Nu? Formația mea este umanistă. Iubesc oamenii. Dar nu pe cei care sar peste cal. Și spuneam, și o să vedeți că apare și mâine, într-un post-scriptum. Nu avem nimic de împărțit ca naționaliști români cu maghiarii cinstiți, cu minorități, cu oamenii cinstiți care respectă Constituția și legile țării. Avem de împărțit cu cei care încalcă legile, care încalcă Constituția, care disprețuiesc țara asta și ne disprețuiesc pe noi. Și disprețuiesc România. Cu ăștia nu. Să fie foarte clar. Apoi, ce n-am mai dorit? N-am mai dorit retrocedări. Nici măcar un copac. Nici măcar un stejar sau un pact. Sute de mii de hectare au fost date pe acte false. Știți destul de bine că după 1 decembrie 2018, procesul optanților s-au clarificat toate, s-au luat bani belgeni, grei, au fost plătiți. După dictatul de la Viena, au ajuns până acolo că au corectat direct cu creionul. Am văzut, da, corectat direct, să aducem actele direct din decembrie 2018, acte false. Sute de mii de hectare în zona Tocmice, sus. Știți treaba asta? Deci asta nu mai e democrație. E branguleală și este furt organizat. Actele trebuie aduse la normal. Tot ce a fost furat și reprodus ilegal, înapoi. Statul român să aibă măcar monopolul pădurilor să-l aibă. Pentru că statul român are niciun monopol. A dat petrolul, a dat gazul, a dat aurul, a dat cimentul, a dat tot. Pădurile, imobile, nu mai vorbesc. O să ajungem, românii de aici, din centru, să fim la 17 km distanță de centrul Târgu Mureșului. Că sunt reproprietăți inși cu acte false. Și noi vorbim de o casă. Foarte, foarte bun. Ce n-am mai dorit? N-am luptat eu aici mai multe. N-am mai dorit să mai auzim această sintagmă ținutul secuiesc. Ținut secuizat. Numai puțin. Secuizat. Nu secuiesc, secuizat. Acolo, teritoriul românesc de când ne știm, venim de la Laci încoace. Și ce a dus de colgurile istoriei de prin stepele astea, vin să ne dea lecții. Că noi suntem aici. Și Adam și Eva au fost... Cum vine asta? Să nu se supere. N-am nimic de împărțit cu urma, că sunt lucrurile cinstit. Cu cei care ne duc cu preșul, cum a încercat și chiar în unor zile astea, ai văzut? Noi vrem, nu vrem secesiune, nu vrem nu știu ce. Noi vrem totul în cadrul statului național unitar. Ce neobrăzare! Și atunci cine unde a pus proiectul de ăsta? Atunci cine vrea să scoată din Constituție articolul 1? Atunci cine vrea să permiteze această țară să devină o țară multinațională ca să poată fi federalizată? Nu ei? Și domnul Ponta ce face? Îl mângâie pe crește, pe chiar nu ce. Noi nu putem fără o devenire la guvernare. Cum adică? Ascult acolo și eu am fost total. Știm ce se petrece acolo în culisele acelea. Se rușina lor. Eu nu mă peresc. Să-i jordăiesc așa cum scrie la carte. Multe, multe, multe ar fi de spus. N-am mai vrea. Iobic, formațiunea aceasta neofascistă, să mărșăluiască, domnule, prin Târgu Mureș, să vină Bona Gabor cu teche și să zică, măi,
Transilvania asta, să devină protectoratul Ungariei, că așa e mai bine. Unde s-a mai întâmplat treaba asta? Știți bine ce a spus acel sârb, profesor de istorie, când a ajuns la Satul Mare și a aflat că Cili Barna îl spânzură simbolic pe rolul național Avramiancu. Asta așa. Dacă în Serbia un singur ungur l-ar înjosit pe obici, erou național, seara ar cina în imper. Așa. Și vreau să spun ce spunea și lui. Iertați-mă, sunt niște lucruri care trebuie spuse. Mereu, în al preasfințit Ioan, au aflat zilele acestea că probabil că vor să-l scoată de pot să-l facă mitropolit, că trebuie scos de acolo. Și în fața, în al preasfințit Ioan, erau cei doi prefecți atunci, încă nu era schimbat prefectul român de acolo, și deputatul Gram. Și ministrul de interne. Dușa. Da, Dușa. Și întreb. Eu am luat fotografiile la mine. Domnule ministru de interne, e adevărat că în Munții Ciucului pregătirile paramilitare și nu știu ce, cu arme, nu ziceți cu gloanță de cauciuc, numai puțin. Domnule prefect, dumneavoastră sunteți trimișii, reprezentanții, județe, ai guvernul României. E adevărat? Și da, amândoi au răspuns așa, odată, da. Și ce măsură? Domnule, da. Trebuie diplomație, nu știu ce. Domnilor prefecți, cu diplomația asta de 90 încoace am pierdut. Cu diplomația. Dar ce să facem? Cu lancia lui Horea. Da. S-a lăsat o liniște, n-ar prea simțit-o a zâmbit. Când am ieșit, zice, domnule, dar te ferici de 75 de ani de și pentru curajul dumitale. De ce trebuie să fie un curaj? Nu e niciun curaj, acesta este adevăr. Ar fi multe și atât de multe, o să mai discutăm. V-am citat, am reprodus integral, am dat ne-am săturat de această vicleană, hicleană, să vedeți și mine, hicleană. E între viclean, cuvântul așa de dicționar, și hiclean e o deosebire. Hiclean e la și rău și așa. Deci este o deosebire între cele două cuvinte. Eu sunt filolog și știu problema de cuvinte. Această Ungarie hicleană, că acolo s-a făcut. Pentru că, iată, domnul Victor Orban, de fucuța fucuța la Moscova, să dea mâna să împartă palma cu Putin, cu țarul Putin, și de atunci s-au prisnicit ăștia, cumplit. N-ați văzut că a fost depus proiectul de autonomie și obrăznicia lor după conflictul din Ucraina, după ce acolo a fost curs sânge, și după ce a fost anexată Crimeea de Federația Rusă, și după ce Orban a bătut palma la umbra stelei rubinii a Kremlinului cu Putin. Iată, iată. Nu e de mirare, că Ungaria mai pot și Republica Socialistă a sfaturilor sub de la Kun și-au schimbat așa politica, să de la conservatorism, la liberalism și așa mai departe. Nu e nicio surpriză. E nevoie de un partid naționalist. E nevoie de un partid naționalist. Iar dacă în discuția care am avut tind și rog presa să știe, nu fac parte din niciun partid. Partidul poporului meu și apăr interesul național, atât. Dar voi ajuta, și am spus-o public, în scris, pe oamenii, și mă bucur că sunt tineri, care luptă pentru interesul național, care luptă, într-adevăr, noi să ne simțim aici, acasă, la noi. Și îi voi ajuta în continuare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul Lădariu, vă mulțumim și pentru ajutorul care mi l-a dat deja, pentru cel care suntem convinși că îl veți oferi, dar cel mai mult vă mulțumim că vă simțim aproape. O să fiu alături de toți cei care doresc binele acestei țări și simt românește. Să fie clar.
Acum vom, avem programată pentru ora 17 și am întârziat deja cu 10 minute conferință de presă. O să lăsăm 10 minute presa să se pregătească. Luăm o pauză, după care revenim. Vă mulțumesc, dragi colegi din presă, pentru prezență și vă rog, în pauză, să ieșiți ca gază. Vă invit să serviți o cafea în sala. Vă spunem despre noua filială sau despre tot proiectul? Spuneți-ne, în general, despre proiectul. Noi îi cunoaștem oricum, dar spuneți. Scuze, colegilor. Hai, colegi. Hai, colegi. Îmi place. În primul rând vrem să vă mulțumim pentru că ați răspuns invitația noastră pentru această conferință de presă. Vă mulțumim pentru interesul acordat și ne bucurăm că am ajuns și la Târgu Mureș și după un adevărat rol de forță în România. Am fost de prima filială a PRU pe teritoriul național, pentru că prima a fost la Chișinău. Prima pe teritoriul României a fost la Constanța, după care am plecat în partea cealaltă a României și am construit filiala de la Arad. Iar săptămâna trecută am fost la Cluj și la Satu Mare. Astăzi suntem la Târgu Mureș, iar pe 14, următoarea programată, este la Baia Mare pentru a construi filiala de la Maramureș și pentru a comemora martirii români de la Moisei. După cum știți, în 21 august 2014 mi-am prezentat demisia din Partidul Social Democrat, prezentând atunci motivele care au stat la baza demisiei, dar principalul motiv este, și am spus atunci, dar repet și acum, a fost acela de a funda un nou proiect politic pentru România, un proiect politic care să reunească sub aceeași cupolă toate energiile patriotice pro-românești din România. Problema patriotismului și naționalismului român după 1995 face a fost divizarea. Și eu, atât eu cât și colegii noștri, suntem convinși de faptul că dacă vom reuși să aducem sub același acoperiș toate energiile care simt și gândesc românește, vor fi nu numai o forță de temut, ci și poate o forță de neoprit din punctul ăsta de vedere. Am vorbit pentru prima dată despre acest proiect politic cu Vlad Gogea, prim vicepreședintele PRU, prietenul meu, care vorbeam încă din 2011, nu se întrebă telefon despre apariția unui partid românesc, pro-românesc, un partid care să adoptă un naționalism modern și bine ancorat în realitate, nu genul de naționalism care s-a făcut 25 de ani în România delirant și care a făcut mai mult rău conceptului de patriotism, ducând aceste idei de naționale și patriotice în derizoriu. În 2012, de altfel, tot cu Vlad, care mi-a editat primul meu volum publicat, care poartă același nume, România Unită. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că acest proiect politic nu a fost inventat peste noapte, în august 2014, ci este născut în ani și ani de gânduri și sentimente așternute în pe hârtie, în cărți și în multele noastre discuții ale celor care suntem uniți de ideea națională. În perioada în care am fost parlamentar al Partidului Social Democrat, am încercat să conving PSD-le în multe rânduri că nu are nevoie de voturile UDMR nici pentru a-și menține majoritatea parlamentară, nu avea nevoie de UDMR nici pentru a forma guvernul Ponta 2,
și nu avea nevoie de voturile UDMR nici pentru ca Victor Ponta să-și sporească șansele la alegerile prezidențiale. Din potrivă, cred că colaborarea cu UDMR îi va dăuna grav sănătății lui Victor Ponta ca și un politic. Nu știu dacă acum, dar pe viitor, cu siguranță. Nu am reușit pentru că, la fel cum au gândit și au acționat și toate celelalte partide care au guvernat România în ultimii 25 de ani, și pentru PSD, dar și pentru celelalte, au fost mai importante voturile și prieteniile UDMR-ului decât interesele poporului român. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nu numai sub acest aspect mi-am arătat poziția verticală în ideile și principiile pe care le-am promovat în raport de PSD. Ca parlamentar PSD nu am fost părtași nici la votul pentru proiectul exploatării de la Roșia Montană, nu am fost părtași nici la votul a ceea ce însemna măgăria din, pe care a făcut-o PSD-ul în Marțea Neagră, nu am fost părtași la niciunul dintre voturile din Parlamentul României care încercau și au și reușit să apere un parlamentar de cercetarea penală și de justiție din România. Cam asta ca și activitatea mea ca și deputat. Acum nu mai vorbim despre trecut, ci vorbim despre viitor. Despre fondarea celui mai frumos proiect politic cu adevărat românesc după 1990 încoace și cât am mers împreună cu colegii prin România, vreau să vă spun că ecourile în societate sunt mult peste ceea ce speram. Asta înseamnă că românii încă cred cu tărie în destinul acestui neam, numai că, cum vorbea și cu domnul Lazar Lădariu mai devreme, nu mai se afișează, nu mai au curaj să vorbească public, nu mai au curaj să iasă în stradă și să spună ce îi deranjează, pentru că de fiecare dată le-a fost înșelată încrederea. Și aici, în Mureș sau în Harnița și în Covasna, au simțit cel mai bine. Pentru că ceea ce face UDMR-ul, face datorită complicității și trădării care a fost făcută de către liderii politici ai partidelor românești. Niciunul dintre abuzurile sau mișmașurile pe care le-a făcut UDMR-ul nu erau posibile fără complicitatea partidelor românești. Și de fapt, aici este durerea, pentru că situația în care s-a ajuns ca Kelemen Cunor să defileze un proiect al autonomiei teritoriale pe criterii etnice într-o campanie electorală pentru președinția României, cum de altfel a defilat și în campania de la europarlamentare, nu era posibilă fără girul partenerului lui de guvernare și șefului lui pe linie de guvern, Victor Ponta. Adevărata vină pentru situația în care a ajuns în 25 de ani o poartă partidele politice românești care au coabitat și s-au lamentat în a gira UDMR contra intereselor României. De aceea am și anunțat public că în această cursă prezidențială nu avem cum să susținem pe nimeni. Pentru că, după părerea noastră, avem cea mai slabă competiție electorală care a fost în România pentru desemnarea președintelui țării după 1990 încoace. Și indiferent cine va accede în turnul, cine va obține mandatul de președinte, în 16 noiembrie un singur rezultat este cert. Va avea de pierdut poporul român. Nu este o miză pentru noi electorală, în această campanie electorală. Noi avem datoria de a construi și organiza proiectul pe care l-am anunțat, Partidul România Unită, pentru a fi capabil ca în 2016 să obțină un număr cât mai mare de mandate în alegerile locale, astfel încât în toamnă, la alegerile generale, să poată intra pe ușa din față în Parlamentul României și să obțină
un scor suficient de mare încât să poată determina lucrurile în România începând cu 2016. Componenta despre care am vorbit mai devreme și care este sigur foarte vizibilă în ultima lună din punct de vedere al comunicării publice, atât a mea cât și a colegilor și a Partidului România Unită, datorită conjuncturii politice. Această componentă de luptă și combaterea extremismului maghiar în Ardeal este asumată de noi, nu o vom neglija niciodată, dar este doar o componentă în mesajul public al Partidului România Unită. Cum de altfel tot doar o componentă, dar asumată cu fermitate și clar, este idealul reunirii celor două state românești aflate pe harta Europei și mă refer la reunirea României cu Basarabia. Mesajul central al partidului va fi și este acela de justiție socială. Pentru că în România ultimilor 25 de ani s-au întâmplat o mulțime de lucruri injuste și inechitabile din punct de vedere social. Și de aceea am ales ca simbol al partidului nostru și este în centrul siglei PRU, domnitorul Vlad Țepeș, pentru că considerăm că mesajul de justiție socială este cel mai bine transmis, cel mai eficient și cel mai fidel redat în tipul o doctrină, mai precis, doctrina național-democrată scrisă de Nicolae Iorga. Ne-am așezat pe centru și hierului politic și vom practica un mesaj public caracterizat de ideea națională, un naționalism modern și bine ancorat în toate realitățile economice, sociale și politice ale societății românești. Mai precis, vom milita pentru protejarea și stimularea capitalului autohton, vom practica un naționalism economic, vom promova măsuri protecționiste și multe alte lucruri concrete vis-a-vis de viața de zi cu zi a românilor. După cum ați observat, în toată Europa există o tendință de creștere a fenomenului naționalist. În speță, adică în majoritatea țărilor europene, partidele naționaliste au crescut, au obținut scoruri fără precedent și trendul este în continuare crescător. În Franța, Frontul Național a câștigat alegeri locale, a câștigat alegeri europarlamentare. Acum, pentru prima dată, după 10 de ani, Marine Le Pen este favorită la alegerile prezidențiale din Franța, ultimul sondaj arătând un scor de 56-44 în favoarea lui Marine Le Pen contra lui Hollande. Au, pentru prima dată, după 10 de ani, Frontul Național a intrat în Parlamentul din Franța cu 2 senatori. Ați văzut în Marea Britanie, UKIP-ul, un partid apărut peste noapte, cum a spulberat și a câștigat într-o țară în care de sute de ani câștigă numai conservatorii sau laburiștii. În Belgia, în Olanda, în Austria. Iar acum, de curând, ați văzut ce performanțe electorale au avut naționaliști în Suedia. O societate foarte bine așezată, de altfel, și foarte riguroasă. Să nu uităm și Ungaria. Nu o uităm, dar o ignorăm. Și ieri două partide naționaliste au intrat în Parlamentul Bulgar, pentru că ei au avut alegeri parlamentare. Și este absolut firesc să fie, să se întâmple așa ceva, pentru că pe bătrânul continent avem națiuni și nu avem o mare care se pierde în globalismul promovat în ultimii ani. În Europa avem națiuni, avem identități, avem valori, de adevărat, unele comune, dar avem și valorile noastre proprii, care trebuie respectate. De aceea, cu fermitate și fără niciun fel de ascunziș după deget,
vom avea o poziție clară și fermă că România se Partidul România Unită se opune pactului civil, adică căsătorilor între homosexuali sau adopțiilor realizate de către acestea. Vă spuneam de trendul european în care fenomenul naționalist câștigă teren și în 2016 suntem convinși că în România se va întâmpla același lucru, iar potențialul electoral al singurului partid continuator al mesajului național aflat în prezent pe scena politică din România, speță Partidul România Unită, va fi prezent în Parlamentul României conform obiectivelor pe care noi le-am propus. În linii mari, cam acesta este proiectul la care ne-am angajat să lucrăm cu toții de aproape o lună și jumătate. O să aștept și o să încerc să vă răspund pe cât posibil, pe cât de complet la întrebările dumneavoastră. Îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat și totodată îmi cer scuze că datorită turneului care am făcut prin țară și a vremii schimbătoare, am căpătat o răceală care îmi creează un disconfort în vorbire. Am să-l rog și pe Vlad Hogea, prin vicepreședintele PRU, să vă spună câteva cuvinte, după care domnul George Roncea, vicepreședintele PRU, dacă are ceva de completat, dacă nu am vrut să vi-l prezint. Horaciu Șerb, pe care probabil că îl cunoașteți de aici, a fost consilier județean la Mureș, este secretarul general adjunct al PRU. Vlad, te rog. Bine v-am găsit și bine ne-am regăsit într-un partid naționalist modern, care privește către viitorul țării noastre, având picioarele ancorate într-un prezent devenit incert după ce o clasă politică penală, coruptă, iresponsabilă a prăbușit România într-un sfert de veac absolut regretabil. În 1989 am fi avut marea șansă de a intra cu fruntea sus în familia marilor țări și națiuni ale Europei civilizate. Din păcate, acești 25 de ani au reprezentat pentru poporul român un regres fără precedent. Dacă luăm toate marile crize ale societății românești, detaliate de Bogdan și în primul lui carte, România Unită, vom vedea că la niciun indicator nu stăm bine. Ne împuținăm, suntem din ce în ce mai săraci, mai debusolați, mai izolați între granițele României și în Europa ca atare. Nu suntem o țară de imigrație, adică să-și dorească alții să locuiască aici, ci suntem o țară de emigrație, adică am practicat un exod, bineînțeles, din rațiuni economico-sociale, trimițând 3-4 milioane de români la munca de jos, în general, într-un Occident devenit Eldorado, devenit așa o fata morgana, din punct de vedere al câștigurilor, pentru noi ca estici ieșiți în genunchi din Tratatul de la Varșovia și intrați tot în genunchi în Uniunea Europeană. Noi ne dorim, cum spunea și Emil Cioran cândva, o Românie cu populația Chinei și destinul Franței. Adică o Românie puternică, care să nu fie doar pe hârtie a 7-a țară a Uniunii Europene, ca populație și ca teritoriu, ci să aibă un cuvânt important de spus. Din 2007, când am intrat în UE, și până în 2012, în primii 6 ani, după aderare, am plătit 9,6 miliarde de euro și am luat înapoi 4,1 miliarde de euro. Deci avem pe hârtie, clar, un deficit de 5,5 miliarde de euro. Dați din buzunarul românilor. Ne dorim ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii pentru poporul român. Nu suntem împotriva Europei, noi suntem o parte a Europei. Dar dacă lucrurile vor continua așa, riscăm să devenim, pe bună dreptate, eurosceptici. Așa cum suntem extrem de reticenți la formele de globalizare unipolară, transnațională, care se practică de câteva decenii și cărora
România le-a devenit victimă. Noi dorim un protecționism economic real și cât se poate de extins pentru capital autohton românesc, pentru ceea ce înseamnă genialitatea românească manifestată inclusiv în economie. Ne dorim ca România să fie țara românilor, să nu devenim chiriași în propria țară, de niciun punct de vedere, nici să fim nevoiți să învățăm limbi străine pentru a ne exprima în administrație, în școli, în spitale sau oriunde, nici ca pământul țării să fie proprietatea străinilor și doar noi să pășim pe el, nici ca fabricile și uzinele românești să fie privatizate în defavoarea românilor și în favoarea intereselor străinătății. Ne dorim așadar să ne fie mai aproape cămașa decât haina. Să ne fie mai aproape interesul național de fiecare dată și abia în secundar să ne uităm către ceilalți. Din păcate, politicienii de după 89 n-au pornit de la aceste principii. De aceea vrem să schimbăm. Suntem un partid politic. Scopul oricărui partid politic este cucerirea puterii. Noi o spunem deschis. Vrem să venim la guvernare. Și în administrația centrală, și în administrația locală, și la cârma Parlamentului, și în executiv, în 2016. Nu avem candidat prezidențial acum. Partidul e în curs de înființare. Nu ne propunem o reformă cu jumătăți de măsură. Pentru noi, noiembrie 2014 nu reprezintă o miză. Noi vrem o schimbare totală a clasei politice românești. Miza noastră este construcția unui partid naționalist serios, credibil, în 2016. Este ultimul tren pe care România mai poate să-l prindă. Dacă vor românii să voteze în continuare partide care trădează interesul național, n-au decât. Este democrație, fiecare votează cu cine vrea, stă acasă, mulți s-au blazat, nu mai participă la vot, alții se duc poștampii la oriunde, alții sunt luați de impresii de moment. Noi credem totuși că românii încă mai au în adâncul sufletului lor o minimă cultură civică și un minim respect pentru strămoșilor, pentru ei și pentru urmașilor, ca să fie suficient de responsabil și să știe că odată la 4 ani sau la 5 ani, depinde de mandat, ei sunt stăpânii clasei politice. Nu politicienii sunt stăpânii României. Noi suntem și un partid de generație. Suntem mulți oameni din generația tânără, din generația cea mai afectată, dacă vreți, de schimbările negative care au avut loc în România după 1989. Și încă o dată ne propunem să avem poziții pragmatice, realiste, bine ancorate în realitate, să nu vorbim abstracțiuni și să schimbăm România din toate punctele de vedere. Noi credem că merită, noi credem că este o miză la care să ne angajăm. Construcția unui partid de la zero, în mod natural, este un demers greu. Nu prea s-au mai făcut în România. În general, se produc partide în laborator. Noi nu avem pe nimeni în spatele nostru. Nu suntem marionetele cuiva care să ne manipuleze. Este un partid făcut de niște oameni care s-au săturat de ceea ce se întâmplă rău în viața lor și asemenilor lor în atâția ani de împilări, de nedreptăți și de injustiție generalizată în societatea românească. Mulțumesc! Mulțumesc, Vlad! Știu că vă grăbiți și de atunci colegii au renunțat să mai ia cuvântul și aștept că nu trebuie de noastră. Doamne, n-am renunțat, dacă îmi dați voie, ca de unor ritm, mă regeți eu colegii de data asta. Ascultă, rog. Da, ascult. Pe scurt, am 24 ani de presă, am scris vreo 200.000 de pagini total. Am avut piață în universității, drumul Cocii, am fost pe idiotul din Constantinescu, am scris Băsescu, eu sunt o omogosistă, ei au fost în partea altă. Ne-am dorit împreună, în profit ce am despărțit până acum, un motiv foarte simplu. Eu, ca jurnalist, după toți anii ăștia, am fost platoșef, platoșef, ajung, semnireditor, am cunoscut educații, corespondent de război, am fost arestat, am câștigat procese, nu contează, și am și băgat niște oameni în pușcărie, ceea ce e un lucru foarte mișto. Nu-i de ajuns. Din punctul meu de vedere, munca de până acum, eu ca jurnalist independent, din acel moment nu o să mai fiu, nu mai pot să fiu jurnalist independent și în conducea un partid. Scopul meu este, alături de colegii mei, care nu cunosc de mulți ani de zile, nu foarte simplu. Se intră în Parlament, se introducem o serie de legi prin care tot ce am scris până acum să aibă efect. 12.000 de pagini și o viață de presă, și nu doar eu, mulți alți colegi din generația mea, nu mai sunt în presă, că nu mai au unde să fie. O bună parte din presă știți foarte bine caracterizată, toți știm situația reală din presă. Vă invit, nu alătă de parte, că nu aveți cum, dacă sunteți deocamdată în jurnalist,
Voi vi să aveți în vedere că războiul cuvintelor este unul important. În 89 România a fost o țară ocupată, asta este punctul care trebuie spus, am niciun fel de revoluție, noi știm asta, am participat, știu, am fost de față, am scris, nu contează, știm asta. Problema este că ocupația 99 este redefinită astăzi în toată formă, cu mijloacele acelor zmeac și pe care am pornit, care nu este o chestie foarte nouă, nu doar aparține de școlile sociologice populară, ci are ca origine Beria, după care pe Antonio Gramsci. Este o temă care este reactivată acum, se poartă un război în această țară necontenit, o parte din acest război este un război al informației și al cuvintelor. Aveți în vedere că degeaba sunteți doar jurnalist angajat la o publicație, dacă nu vă asumați și scrieți, la mod autentic și total, pentru că altfel, dacă nu o faceți, nu o să fiți jurnalist, veți deveni scripi. O altă parte din colegii noștri pe care știm din presă și o altă parte care plund mâna pe bani murdari, acum sunt și ei în setare pentru de infractori. Nu este o singură opțiune pentru noi ca jurnaliști. Așa cred. Ori alături de infractori, cum se întâmplă de altfel, o parte din presă a primit bani și știau cu toții de unde acei bani, nu doar de la femei, de la partid, de la Repetrol, o foarte lotere inițială de jurnaliști. Am avut o estimare zile trecute cu niște vechi prieteni în anii 90, când am băgat cu toți în presă și părea să fie mișto. Am ajuns la concluzia că mai sunt atât de puțin care mai știu tot parcursul acestor publicații și ce s-a întâmplat, încât nici măcar nu pot să-i număr pe degete la două mâini. Mai mult, arhivele tuturor publicațiilor au dispărut. Arhivele electronice ale tuturor publicațiilor care am lucrat eu, vreme de ani și ani de zile, nu mai există. Au fost scoase, obliterate, până și ca amintire. Dintr-un motiv foarte simplu. Aceleași personaje care au și 99 sunt și acum. Ei, copiii, nepoții, fiii, neafinii, toată gașca. Toată cumetria asta poate fi rasă într-un singur fel. Trecând de la faza de tranca-franca la faza de acțiune. Asta am propus să fac așa. Vă recomand și vouă să vă uitați mai cu atenție în jurul nostru și să vă dați seama că aceste cuvinte contează. Faptul că ăștia au făcut un efort considerabil ca să șteargă până și din cașeul de la Google, ce e foarte greu. Memoria unor ziare, ca ziua, România Liberă, evenimentul zilei, pe 18, 14, 15 ani de zile, arată că le este teamă de cuvinte. Da, cuvintele sunt importante, textele sau contexte au și importanța lor. Dacă nu participăm la mod real în acest război, vom fi ca jurnalist mai cum să fi neutru. Ori de o parte, ori de altă. Nici în situații în care am fost pe fund de război, nu mai am putut să fiu neutru, cum e cum să fie neutru când se trage un copii și că sunt uciși nevinovați. Acum, victime colaterale par să fie românii, la o scară gigantică. Are loc un fenomen de distrugere a identității românești, cum s-a întâmplat niciodată. Și vă dau un singur repede pe asta închei, ca să vă dați seama cât de nasoală e situația și cât de mult contează cuvintele. În martie anul ăsta s-a făcut un eurobarometru care cuprinde toate statele europene. Pentru prima oară, în sfârșit, România a învins, este în frunte, a spart până și Bulgaria. Bulgaria e pe locul 2. Ei bine, suntem în locul 1 la analfabetism. 46% din populația României este analfabetism, nu poate completa o pagina 4. 153.000 de copii între 15 și 18 ani, adică elevi, nu au deschis niciodată o carte. Și putem merge mai departe. 2% au deschis, 44% nu se spală, 16% nu s-au spălat, niciodată venit și se vor spăla. Dacă facem o trecere în revistă a statisticii Eurobarometrului și a INS-ului, ajunge la o situație cumplită. 10,2 milioane de români, adică mai bine de jumătate, încă, nu 4, și 6 sunt afară, mai bine de jumătate, mai că nu produc nimic, mai că sunt asistat social, dar sunt și semicretini, adică mai puțin două clase. Ceea ce duce, practic, la o aneantizare a spațiului românesc în următorii ani. Nu doar demografic, dacă e să facem o comparație demografică cu alte neamuri din jur, că și alte au această problemă, ci la modul real, identitate, ăla care definește ca nație și popor. Vom pieri în câțiva ani dacă nu facem ceva. Ca jurnalist, ca nejurnalist, ca orice. Fiecare are care o cărămidă, pentru că cuvintele sunt cărămizi, o poate folosi cu mai multe feluri. Poate să pună un mutar pe ea, sau poate să folosească și altfel. Eu am ales și altfel. Mulțumesc, George. Și observ cu plăcere că în afară de întâlnirea de lucru a Partidului România Unită de la Târgu Mureș, am avut și o întâlnire de breaslă a jurnaliștilor. În concluzie, ceea ce a spus și Vlad, ce a spus și George, după părerea mea și convingerea mea este că în România se vorbește foarte mult de această criză economică. Criza economică, într-adevăr, are niște cauze și din criza economică internațională. Dar în România avem o criză economică autohtonă, care este, nu este o cauză, este un efect al celorlalte trei crize profunde ale societății românești. Pentru că România, trebuie să o spunem răspicat, trăiește și traversează trei crize profunde. Criza morală, criza identitară
și criza demografică, nu neapărat prin scăderea numărului de populație, ci prin destructurarea raportului între structurile ce compun societatea românească din punct de vedere demografic. Trebuie să înțelegem că nicio societate nu poate prospera, nu poate fi prosperă fără identitate, moralitate și o structură demografică echilibrată. Să încheie aici cuvântările noastre și așteptăm întrebările noastre. Și ce se întâmplă? Eu în 21 august puteam să iau altă decizie. Puteam să nu aleg să plec din PSD pentru a putea să vorbesc ceea ce gândesc în continuare. Puteam să aleg să urmez sfatul lui Victor Ponta, care îmi cerea, citesc, măcar până după alegerile prezidențiale, să nu mai zic de UDMR și să-mi fie călduț. Să fiu și o parte la guvernare. Nu, am ales să plec, să mă bat pentru convingerile mele și să fiu eu mulțumit cu mine. Nu aș mai fi eu mulțumit cu mine dacă acest proiect odată, de fapt, dacă ar ajunge în apropierea PSD, ar însemna eșecul acestui proiect. Garanția este la nivel de principiu. Pentru că eu și colegii mei suntem niște oameni ai principiilor. Diferența dintre ceea ce construim noi acum, Partidul România Unită, și toate celelalte partide care activează în scena publică românească, este următoarea. Dacă celelalte au un singur numitor comun, că niciunul nu mai crede nimic, nu mai are ideologie, nu mai o doctrină, nu mai au principii, și sunt numai niște găști de interese care se bat în interiorul lor pentru a accede la putere în interior, după care se bat între ele pentru a pune mâna pe pârghiile statului și pe resursele poporului, noi credem în ceva. Dacă ideile, valorile și credințele noastre sunt bune sau sunt apreciate de populația României, într-o proporție mai mare sau mai mică, asta rămâne de văzut. Dar societatea românească va vedea la noi un lucru. Că noi, spre deosebire de ceilalți, credem în ceva. Și cine vine în acest proiect lângă noi, o singură condiție și credință în aceleași valori care credem și noi. Și aș mai avea o întrebare, tot referitoare la acest aspect, copierea de PSD. Cine a copiat pe cine? PSD-ul? Trageți dumneavoastră concluzia, o carte publicată în 2012. Iar bannerele lor sunt făcute acum o săptămână. Bine, dacă luăm cronologic, cine a copiat pe cine? Nu, nu, dar nici din 2012. Dar nici din 2012. De la judecată sau subespațiu? Știți ce se întâmplă? De ce se dă la judecată? Pentru ce? V-au luat ideea. Da, să-i dăm exact în ceea ce nu au. Noi, această idee, de fapt nu este o idee, ci sunt niște gânduri și principii și sentimente așternute pe hârtie și ce au compus o carte care stă lângă doctrina scrisă de Nicolae Iorga, Național Democrație, stă la baza doctrinală a Partidului România Unită, din punct de vedere comercial al brandului, îl avem înregistrat la OSIM. Prima dată când s-a făcut o solicitare a fost chiar în 2011 la OSIM. Faptul că Victor Ponta constată că noi avem dreptate și încearcă să profite din chestiunea asta electorală, e greu, pentru că ipocrizia este la lumină și populația, cum să spun, se oprim în România Unită când tu ești partener cu Helen Hunor la guvernare. Poate se dea în judecată Cornel Vadim Tudor, care are o carte publicată prin anii 80, care se numește Mândria de a fi român. Poate a început în 80 campania. Cert este că Ponta nu are idei originale. Și nu e prima oară în viață când nu are idei originale. Dar vreau să vă spun că... Ea nu știu câta oară când el copiază ideile altora. Acum, este foarte interesant că este prima dată când primesc întrebarea asta public. Dar am
o grămadă de prieteni și chiar și viitoarea mea soție, m-a întrebat, da, chiar copiază tot? Ok, asta așa. Sunt de bine pentru că dau vina pe, din cauza nerealizărilor lor, dau vina pe Uniunea Europeană. A spus noastră, la un dat, a spus colegul meu, dar... Colegul meu a spus, da, într-adevăr, așa. Motivul pentru care ați devenit euroceptic în momentul în care ați devenit un proiect național, nu? Colegul meu, Vlad Bogea, prim vicepreședintele PRU, nu m-a spus că va fi un moment în care noi vom deveni euroceptici. O secundă. Nu că am putea noi. Am putea noi ca europeni să devenim euroceptici. Europa întreagă este pe o direcție de euroscepticism provocată de greșelile pe care le fac decidenții europeni. Pentru că Europa în sine este pe o cale greșită. Și vă dau un singur exemplu, ceea ce s-a întâmplat anul acesta cu acel simulacru de festival Eurovision. Din punct de vedere moral, Europa este și ea într-o perioadă în care traversează o criză morală și identitară. Noi nu suntem eurosceptici, nu înseamnă că am început cu Europa. Vorbim în acel moment despre Uniunea Europeană, ca formă de organizare. Că nu suntem africani și avem ceva împotriva Europei. Nu vrem să integrăm România în Uniunea Centrafricană. Nu, ideea e, suntem de acord să cotizăm în continuare la Uniunea Europeană fără a avea beneficii? Despre asta e vorba. Și dăm 9,6 miliarde, luăm 4,1 și în regulă? Bun, aici poți... O clasă politică incompetentă de la eurobirocrație și o eurobirocrație pe care clasa politică incompetentă la noi o laudă în continuare. Ne spunând, dom'le, noi cotizăm la Uniunea Europeană, nu luăm bani de la ei. Vlad are dreptate. Numai că acea eurobirocrație este negociată cu statele membre. Ideea este că s-a negociat prost de către clasa politică a noastră, în România, s-a negociat de în genunchi, fără coloană vertebrală și acesta este rezultatul. Euroscepticismul nu înseamnă altceva decât reacția populației europene vis-a-vis de greșelile pe care le face clasa politică europeană. Putem să răspundem și noi cu o întrebare. Dacă totuși în Marea Britanie a câștigat UKIP-ul care s-au declarat parte de eurosceptic și în Franța Frontul Național, mă refer la europarlamentare, oare și ei au aceleași probleme ca Suedia și România? Și mai trebuie spus un lucru esențial. Partidul România Unită nu este un partid euroșeptic, este un partid pro-românesc. Dar, din punct de vedere al politicii externe și relației cu Uniunea Europeană, România trebuie să rămână membru al acestui club numit Uniunea Europeană, dar să-și negocieze interesele ferm și cu demnitate în beneficiul poporului român, iar Europa trebuie să rămână acel club la care noi am aderat. Nu agrem o formulă de organizare a Europei de tip federal. Atunci nu agreați nici această inițiativă pornită iar de la Cluj în aceste zile cu federalizarea Transilvaniei. Asta este exclus, este un act anticonstituțional și cred că astfel de inițiative, dacă nu există o încadrare legală, acum ar trebui să... Și eu am un proiect de lege în dezbatere parlamentară care să sancționeze din punct de vedere penal actele anticonstituționale, extremiste și secesioniste. Ce șanse de să treacă? Proiectul e plecat de la Cluj sau cu legimea? Din 2016 încolo toate șansele. Cum intenționați să sprijiniți capitalul autohton? Spuneați de partea aceasta. Am să vă răspund... Pentru că în cursa aceasta cu multinaționalele, companiile deținute de state... N-am să vă dau un răspuns care să vă satisfacă. De ce? Pentru că în toată această perioadă se lucrează pe două fronturi în organizarea PRU. Unu, campania de strângere de semnături
și doi, întocmirea programului politic, economic și doctrinar al Partidului Național Unită pentru a-l depune pe parcursul lunii octombrie la Tribunalul București ca să ne înregistrăm. În momentul în care va fi finalizat, veți găsi acolo toate abordările și economice, și sociale, și politice, privind toate problematicile pe care și cu care se confruntă societatea românească. Avem pe partea economică oameni profesioniști, colegi ai noștri care scriu programul economic, dar, din punct de vedere politic, abordarea va fi pro-românească și protecționistă din punct de vedere al capitalului românesc. Și o să vă spun ca și exemplu de ce înseamnă capital românesc și capital străin și ce fals este prezentat în mod public acest lucru în zilele noastre, se tot spune că cifra de creștere sau factorul de multiplicare al exporturilor României din 2000 din anii 2000 până acum este undeva de 30-40 de ori au crescut exporturile. Da, dar nu au crescut exporturile României. Au crescut exporturile lor, ale multinaționalelor și ale firmelor catastrofe. Și ați spus că ați identificat o serie de inechități sociale. Și mă gândesc că în momentan nu aveți soluțiile pentru acele inechități sociale, dar măcar mă gândesc că ne spuneți care sunt acele inechități sociale. Bănuiți că nu se văd cu ochii liber sau... Nu, dar adică eu pot să cred ceva, dar dumneavoastră... Să dăm exemple? Da, aș vrea niște exemple. Inechitățile sociale sunt produse de corupție, de lăcomie și de hapotnicia unor potențații ai vremurilor. Am spus-o și o repet. Corupția este vulnerabilitatea numărul 1 pe care o are România în acest moment. Poți face o contract? Da, sigur. Iar dacă Ucraina, care este subiectul anului în Europa, a ajuns unde a ajuns, a ajuns datorită corupției. Și ca să ajungem și la inechități, în Ucraina a existat acel partid al regiunilor, care avea acei guvernatori regionali. Care ce înseamnă? Înseamnă exact baronii locali de la noi. Și dacă nu vom avea grijă să rezolvăm legislativ posibilitatea apariției altor baroni pe viitor, România riscă să ajungă un stat slăbit de către fenomenul numit corupție și incapabil să răspundă unor riscuri și pericole gen extremism maghiar. Inclusiv ai dumneavoastră baron local, nu? Noi nu avem baron local. Păi în timp. Inclusiv ai noștri, da. Am văzut și o completare rapidă. Și se poate rezolva foarte simplu. Și o să fie cuprins în programul nostru de guvernare. La tema aceea inechități, aș face o completare. O secundă, ca să finalizez. Este foarte simplu. Inversarea, schimbarea datei alegerilor locale cu cele generale. Dacă mutăm alegerile locale iarna și alegerile generale vara, și cei care candidează pentru Parlament nu mai au nevoie de primari, președinți de consilii județene, nu mai stau la mâna lor. Și atunci nu mai avem aceste fenomene disgrațioase numite balaucă. Vreau să adaug un singur lucru. Povestea asta cu inechitățile nu e venită din senin. E vorba de o rețea securistă bolșevică, nu este alată în 99 la putere, care a avut la bază vechea rețea comintern reprezentată la vârf de zi muncan. Ei au făcut ce au făcut și înainte de 89, ce au făcut în anii 50, respectiv de o mantelare a economiei, distrugerea proprietății românești și anihilarea ce numește spiritul identitar românesc. Au lucrat mai multe tronsoane, așa este reforma Marga din început în 96-98 cu sprijinul Zoe Petre, a dus la situația prezentată de Eurobarometru din martie, de acum, cea cu analfabetismul. Asta în ce privește chestiunea învățământului. În ce privește chestiunea proprietății românești, nu uităm că statul român a dat altor state, român pe comun grecilor, cei alimentari și foarte inteligenți, care muncesc 3 ore pe zi,
A dat italienilor, a dat austriecilor, a dat altor state proprietăți ale statului român, ca și când statul român nu ar fi în stare să-l administreze. În timp ce statul român a fost în stare să creeze o rețea, cum este Petromul, de 8 până la 10 ori mai mare decât a OMV-ului, care a cumpărat Petromul de 25 de ori mai puțin decât a oferit MOL-ului, o companie de stat a Budapestei, care era de 5 ori mai mică decât Petromul nostru. Despre asta este vorba. Nu e vorba de inechități, e vorba de un aparat pus la punct, o rețea quasi-securistică în întregime, cu suport KGB în cea mai mare parte, că Ion Iliescu de acolo provine, puțin lume știe cum s-a făcut la FPS desproprietarea României, în 1900 de întreprinderi s-a făcut un registru mare pe care Emil Bima, fostul șef, primul șef al FPS, venea să se prezenta la Iliescu și Iliescu nu spunea nimic, spunea, da din cap, deci el avea o listă și spunea, unde se duce? Nu există nicio sonogramă în care Iliescu spună, da, două pasta, două chimnul, sparge, nu, există doar tusete și da din cap, ok. Emil Bima a făcut asta, a rămas senator, oameni sunt pușcărie. Tot ce înseamnă, dacă ne uităm la combinații, Izărescu este cel care l-a ajutat pe, într-un final, l-a ajutat pe Patriciu să pună pe Rompetrol, Rompetrol a ajuns la lui, pentru că Kazahstanul, în realitate, a predat Gazpromului avutul pe care l-a scoat de la Rompetrol, Rompetrol avea intrare până în Franța, nu mai spune câmpurile petroliere din Libia și în alte zone, Petromul, la fel, a ajuns la Austria, adică tot la lui, pentru că, de fapt, doar 30% avea statul austriac, restul e piața fluctuantă tot la lui. Una peste alta, lucrurile importante, asset-urile importante României, au fost predate unor alte state. Și avem responsabili, eu lucrez acum pe departamentul pe care mi-am propus să lucrez, la ceea ce se numește ecuația fragmentării economiei naționale. Din cele 12.000 de pagini, cred că mai multe 6.000 sunt pe această temă, o să refac toate arhivele publicațiilor care am scris, și eu și colegii mei o să ne adunăm într-un proiect, care va însemna probabil 1.000 de pagini, dar care va pune în ecuație numele, persoanele și toate fazele în care s-au desfășurat aceste lucruri. La Asalt și FSA, de exemplu, sau la Petrom, puțin lume știe, când era Mugur Izărescu președinte și Traian Băsescu a fost însărcinat personal de Mugur Izărescu ca să distrugă băncile române și este chiar o prevedere, cei care au votat în Parlament, habar n-au ce-a votat, și la FSA și la Asalt, este chiar o prevedere care este subliniată cu roșu, trebuie neapărat redusă participația statului român la Petrom sub 50%. Semnat Mugur Izărescu, executat Traian Băsescu. Ce vreau să spun? Pe scurt, toate personajele centrale, vizibile acestor politice, din care doar o parte se află în pușcărie, celorlalți le doresc în continuare să aibă și ei parte de aceeași cale, să lângă și ei blogări de pușcărie, și sper că la ora Corucea Povești și va rezolva partea problema. Evident că statutul pe care are în 2 ani de zile, mai mult ca sigur, se va izbăvi, dar eu trebuie să mulțumesc ca jurnalist, dacă mă ține minte, cine mă ține minte, cum s-a creat DNA-ul, respectiv PNA-ul, respectiv CCCCOP, Direcția Anticorupție creată de Emil Constantinescu la presiunea americană, că nu vrea să facă de capul lui, și acum ținut aleam colegi procurori, foști colegi la Liga Studenților, tineri, care veneau la noi și mi-arătau cum erau dosare. Erau tăieturi cu farfeca, din presă, lipite pe foaia 4, și astea erau primele dosare anticorupție CCCCOP, cum se chema pe vremea. Din Cocopoul ăla s-a născut PNA-ul, care a trecut de la arhivele tăiate cu farfeca la arhive electronice, adică veneau efectiv la ziar și ne rugau să vedem sursele, nu ne dădeam sursele, se uitau și în ziar, și cam așa s-a creat o bună bucată de timp, vreo 6 ani de zile, așa a funcționat, așa este brigada anticorupție. Între timp s-a întâmplat ceva fabulos și foarte important. Mii de tineri procurori, mii de tineri care au terminat facultățile de drept, au reușit să intre acum în parchet, avem 4.400 de procurori numiți în ultimii 6 ani. De Traian Băsescu, 6 de judecători la Curtea de Apel, oameni foarte tineri, gândiți-vă că Camelia Bogdan, blonda, la care se rățuia vântul acum câțiva ani de zile, avea atunci 30 și ceva de ani, ea a băgat și pe vântul și pe Voiculescu. Ei având o putere gigantică, având în jur 3-4 mii de securiști fiecare, având fonduri uriașe la dispoziție, ea fiind o simplă judecătoare. Dar, cu legea statului român în mână, când vântul le-a spus în bajocură oamenilor, întăriți-vă statul, iată că statul s-a întărit, el este foarte întărit acum, se va întări și mai tare și o să-i placă din ce în ce mai mult în anii care vor urma la pușcărie. 300.000 de oameni au fost mătrășiți de vântul, banii respectiv au devenit arma ciumacul trusului său de presă. Voiculescu la fel, Patriciu la fel, toată această avere este o avere smulsă românilor, folosită pentru a-i se da înapoi în cap. Oamenii ăștia vor plăti cu toții. Laura Conzacovic, sunt un singur an, are 4.183 de dosare, 1.900 sunt pe rol, 300 sunt finalizate. Eu am garanția și sunt absolut sigur, pentru că am cunoscut-o și chiar am și lucrat cumva la un caz, cazul mineriatei, o fac parte într-un proces care a durat și durează 18 ani de zile, în care îl urmăresc eu și cu alt prieten, Ion Iliescu, în instanță, pentru primele fortuite. E bine, acest caz va merge mai departe,
la Geneva și la New York, îi zic că nu va scăpa și nu va ajunge vreodată, sper să nu moară pe acolo, ca să avem atârnat de picioarușul său o singură păcuriță, inculpat, învinuit. Asta ne interesează. El este, nucleul este dopul unei vidange gigantice, care odată smuls, el adică, vidangea aceea se va răsturna și va dispărea. Toți cei pe care am pomenit sunt legați într-un rând sau altul la centru de Unirescu, cel sărac și cestit la mișto. El amunică toți, el și acum îi numește, el și acum stă pe telefon cam 7-8 ore pe zi, se scoală la 5:30 dimineața, bea un cerut, își ia pastile, aleargă jumătate de oră pe bandă, face puțin un not, nu mai fute, nu mai abia mai face nimic, în schimb 12 ore pe zi, sute într-o cântare a omului. Asta face Unirescu acum. Toate aceste personaje sunt subsecvente lui. Când o să dăm jos pe Iliescu și va cădea, vă spun absolut sigur, vor cădea cu toții ca niște bobițe. Cine a spus? Nu eu, Dânculescu. Cred că putem să-l situăm pe Dânculescu, că este un om avizat. Vă că este singurul general care a avut pușcărie. Da. Câte sunt 27 sau 28 de mii stărnate, dar am propus să te punem 50 de mii, pentru că cifra cerută de lege este de 25 de mii într-adevăr. Numai ca să nu avem parte de contestații sau de altele preservate, am hotărât să depunem un număr dublu de semnături decât solicită legea. Cu drag, noi vă mulțumim pentru prezență.